Evangheliile sunt selective. Ele așează pe hârtie doar cele mai semnificative evenimente care se aliniază scopului fiecărei scrieri. Toți cei patru evangheliști au ales să relateze întâlnirea dintre Isus și Ioan Botezătorul cu ocazia botezului Domnului Isus. Care sunt acele lucruri importante, dorite de a fi transmise generațiilor următoare? Haideți să citim pasajul într-un mod aplicativ, ca să vedem vorbirea lui Dumnezeu pentru noi. Ce putem învăța din această întâlnire dintre Isus și Ioan Botezătorul? Vom citi din Matei, capitolul 3, de la 1 la 17. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudei. Trecuseră aproape 30 de ani de la vestirea nașterii lui Iisus și a lui Ioan. Ce-o fi făcut Ioan în toți acești 30 de ani? Nu știm. Doar că vremea nu-i sosise până în acel moment crucial. Era anul 29 după Hristos. Ioan trăia ca și Nazireu în pustia Iudeii, așteptând vorbirea lui Dumnezeu pentru el. 30 de ani. Ce înțeleg de aici? Înțeleg faptul că Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Nerăbdarea este un atribut uman. Timpul sau trecerea lui induce în noi tensiunea, teama că nu vom reuși să ne împlinim ceea ce ne-am propus. Între chemare și împlinirea ei, Dumnezeu întotdeauna lasă să treacă un timp de pregătire, de formare. Omul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit. Principiul se aplică, cred, și pentru noi în viața cotidiană. Ești cumva nerăbdător și vrei să te afirmi cumva, dar observ că drumurile îți sunt înfundate? Nu ți se deschid ușile? Îți vezi potențialul, îți cunoști capacitățile, știi la ce ai fost chemat și știi că avea rezultate bune dacă ai avansa? Poate că este vorbirea lui Dumnezeu care încearcă să-ți spună că încă nu a sosit vremea. La vremea potrivită vei ieși și tu ca să propovăduiești. Pentru Ioan au trecut 30 de ani. Textul nostru continuă. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă. Pocăința înseamnă întoarcere 180 de grade, întoarcere de la păcat la Hristos. Împărăția cerurilor este aproape. Ce este această împărăție a cerurilor sau împărăție a lui Dumnezeu? Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că despre această împărăție se spun trei lucruri. Este ceva ce a venit deja? Adică împărăția lui Dumnezeu a venit odată cu întruparea Fiului Său, Iisus Hristos. Matei 12:28. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Împărăția lui Dumnezeu trebuie înțeleasă astfel, este ceva ce a venit deja. Dar totodată, împărăția lui Dumnezeu trebuie înțeleasă ca fiind ceva ce va veni. Galateni 5, 19-21. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, faptele firii pământești, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este și ceva ce va veni. Dar în același timp, când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, ea nu este doar ceva ce a venit odată cu întruparea Domnului Iisus, nu este ceva ce urmează să vină, ci mai este și ceva ce este aici, în noi. Domnul Iisus spune în Luca 17:20, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu este ceva ce a venit deja, ceva ce urmează să vină și ceva ce este aici în noi. Hristos a fost intrarea împărăției lui Dumnezeu aici, în împărăția Întunericului. Orice om care declară, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu, intră în împărăția Lui. El devine locul unde domnia lui Dumnezeu, voia Lui, legile Lui încep să funcționeze. Împărăția este terenul unde se face voia lui Dumnezeu.
Odată cu cucerirea acestor teritorii, o nouă legislație începe să funcționeze acolo, în împărăția lui. O răsturnare de valori are loc, care se vede. Textul nostru continuă. Ioan, acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Cu sute de ani înaintea momentului, Isaia vestea venirea unui antemergător al lui Mesia. Găsim aceasta în Isaia 40:3. Ce ne învață mențiunea aceasta din text? Ne învață că relatarea ce urmează este mai mult decât o povestire, este o povestire coordonată de Dumnezeu, partea planului său care se desfășoară fără putința de a-l opri. Lecția de viață? Să nu crezi că tu vei putea devia, bloca sau încurca planul lui Dumnezeu. El conduce istoria către un final deja revelat nouă. Apoi, Ioan pregătea calea, netezea cărările Domnului, deschidea drumul pentru Domnul Iisus. Ce se însemne aceasta? Un exemplu. Uitați-vă la ultimele războaie din vremea noastră, în Irak, în Afganistan. Aliații au aplicat această strategie. Întâi atacuri aeriene până ușurau terenul, apoi invazia militară. E bine, în cele spirituale, ușurarea terenului înseamnă conștientizarea individuală și personală a păcatului. Scriptura ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta făcea Ioan, netezea cărările, pregătea calea, ușura terenul pentru venirea lui Iisus. Conștientizând oamenii că sunt păcătoși și au nevoie de iertare. Astăzi tot mai puțin oameni mai acceptă acest adevăr că toți sunt păcătoși. Există o propagandă puternică care încearcă să ne lămurească că omul este bun în sine. Oamenii sunt fundamental buni în natura lor, ni se spune. Societatea este cea care îi strică. Biblia, în schimb, ne spune că natura umană este coruptă. Fiecare copil se naște cu o natură umană fundamental păcătoasă. Psalmul 51:5, de exemplu. Ei bine, în transformarea spirituală, totul începe cu recunoașterea stării de păcat a ființei tale. Până nu accepți că ești un păcătos, nu ai cum să înțelegi nevoia de iertare oferită de Dumnezeu. Deci netezirea căilor Domnului presupune desțelenirea înțelegerii naturii umane, care este păcătoasă. Și asta făcea Ioan. Le spunea oamenilor: sunteți păcătoși și aveți nevoie de iertare. Și apoi textul nostru continuă cu următoarea mențiune. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. De ce această mențiune? Care este relevanța ei pentru mine astăzi? Ar putea fi următoarea? Ioan era o imagine ciudată, ieșită din tipare, ieșită din comun. Ioan era altfel. Dacă n-ar fi fost așa, evangheliștii nu ar fi menționat aspectul lui. De fapt, Ioan nu potrivea standardului vremii în îmbrăcămintea lui. Oare Dumnezeu ar putea avea o vorbire pentru noi astăzi? E și tu o priveliște neobișnuită pentru lume, spiritual vorbind? Dacă nu, atunci este o problemă. Te potrivești perfect în tiparul lumii? Atunci este o problemă. Doar dacă ești altfel decât lumea, ești bine în ochii lui Dumnezeu. Aplicația aici nu o văd ca pe una directă, să ne îmbrăcăm strident diferit față de ceilalți ca să nu fim în ton cu ei. Nici Iisus nu a făcut-o. S-a îmbrăcat perfect normal ca orice cetățean
al țării, al locurilor respective. Aplicația pentru noi este în principal una spirituală, deși s-ar putea ca pentru unii dintre noi să fie și una fizică. Dacă îmbrăcămintea lor trece dincolo de limitele decenței, doar din dorința de a fi în ton cu vremea, atunci este o problemă. Cât de diferit este stilul tău de viață creștin și valorile pe care le promovezi față de cel al celor din jurul tău? Acest tip de diferență poate constitui un mod de a netezi cărările Domnului pentru ei, de a genera discuțiile care să pregătească calea Domnului pentru ei. Modul nostru de viață altfel poate netezi căile Domnului pentru cei care ne văd și ne cunosc. Apoi, fără îndoială, Ioan era un personaj unic. Se îmbrăca ciudat, mânca lucruri neobișnuite și predica un mesaj inconfortabil pentru popor. Dar Ioan nu țintea la unicitatea aceasta a lui. Nu căuta să se evidențieze în mulțime printr-o îmbrăcăminte și stil de viață mai excentric. Mai degrabă, aceste mențiuni arată că Ioan ducea o viață extrem de simplă, frugală, ascetică. Ținta lui era ascultarea de Dumnezeu. El știa de mic că are un rol specific de jucat în împărăția lui. Luca ne spune că Ioan era în pustie când cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia. Ioan era pregătit și aștepta călăuzirea divină. Care este aplicația pentru noi? Dumnezeu are pregătit pentru fiecare om un scop pentru viața lui. Și putem fi siguri că Dumnezeu și-l va descoperi și ne va călăuzi în împlinirea lui. Dacă ne ținem urechile bine deschise, Dumnezeu te poate folosi în moduri inimaginabile dacă îți arăți, nu doar declari, disponibilitatea. A face ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine este cea mai profitabilă investiție a vieții. Omul acesta neobișnuit, Ioan, nu avea putere sau poziție în sistemul politic iudaic și totuși vorbea cu autoritate irezistibilă. Oamenii erau atinși de cuvintele lui pentru că el spunea adevărul. Oamenii se întorceau la Dumnezeu din păcatele lor cu sutele. Ce învățăm din viața acestui Ioan? În ciuda notorietății și a respectului ce îl arătau oamenii, în ciuda influenței irezistibile ce avea asupra poporului, nu a lăsat să-i se strecoare în gând popularitatea ce avea, o posibilă poziție de autoritate pe care ar fi putut să-și o aroge. El a mărturisit și n-a tăgăduit, spune textul Scripturii. A mărturisit că nu este El Hristosul. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, ne spun evangheliștii. Aplicația? Când înțelegi cu adevărat cine este Hristos, îți vezi cu adevărat și poziția reală în împărăția Lui. Mândria personală și autoimportanța pe care tindem să o afișăm se topește irreversibil. Dacă Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, după cum îl numește Iisus, se vede neadecvat să fie chiar robul lui Iisus, cu cât mai mult nu-ți poți semeți tu capul înaintea lui Hristos. Nu te lăsa copleșit și distorsionat de priza ta la public. Apoi, în Luca capitolul 3, ni se spune așa: dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Lecția de viață? Statornicia în adevăr și afirmarea lui este mai importantă decât viața însăși. Nu cumva ești la o răscruce? Dumnezeu ți-a scos în cale necesitatea de a afirma și susține adevărul lui înaintea cuiva? Dumnezeu așteaptă să confrunți, să mustri, chiar dacă știi că te va costa. Fii înțelept, ascultă de Dumnezeu cu înțelepciune și fă-o cu înțelepciune,
dacă ești convins că Dumnezeu te cheamă la asta. Dumnezeu nu promite nici o viață ușoară, nici una lungă pentru cei ce îl slujesc. Dacă cumva l-ai urmat pe Hristos cu gândul că viața îți va fi mai ușoară, te-ai înșelat. Viața îți va fi mai bună, dar nu neapărat mai ușoară. Dumnezeu are modul lui de a lucra cu fiecare. Întâlnirea cu Iisus se pregătește și textul continuă. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la El și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de El în râul Iordan. Ioan boteza iudei. Esenienii, o sectă strictă monastică a iudaismului, ei practicau deja botezul în vederea curățirii, dar îl aplicau doar neamurilor, doar neevreilor, când aceștia se converteau la iudaism. Ei bine, când fariseii l-au luat la întrebări pe Ioan cu privire la autoritatea lui de a boteza iudei, citiți în Ioan 1:24, de fapt frământarea lor era legată de dreptul lui Ioan de a trata iudeii ca pe niște ne-iudei. Răspunsul lui Ioan a fost simplu. Eu botez cu apă. Adică botezul meu este unul simbolic, care arată doar spre actul pocăinței candidaților la botez. Este o mărturisire publică a acestora că doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Este botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, ne spune Luca în capitolul 3:3. Când îți speli mâinile murdare, nu-i așa? Rezultatele se văd imediat în apa murdară care curge. Ioan folosea botezul ca pe o acțiune simbolică care sugera curățirea. Botezul lui Ioan era doar avangarda botezului, adevăratului botez, cu Duhul Sfânt și cu foc. El o spune, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Întâlnirea se pregătește și continuă mai departe în textul nostru. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Ioan chema oamenii la mai mult decât un ritual al curățirii. El îi chema la o schimbare lăuntrică. De aceea îi confruntă pe farisei în felul acesta. Un ritual creștin, oricare ar fi acesta, sau nașterea fizică într-un popor, așa zis creștin, nu te poate scăpa de mânia viitoare a lui Dumnezeu. El așteaptă de la tine o întoarcere autentică la El. Pocăința are două aspecte inseparabile: întoarcerea de la păcat la Dumnezeu. Pocăința, așa cum o spun de atâtea ori, înseamnă regret pentru păcatele săvârșite, renunțare la ele și hotărârea de a asculta de Hristos de atunci încoace. Aplicația pentru noi? Cuvintele acestea dure, directe ale lui Ioan, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, ar putea cumva fi vorbirea lui Dumnezeu pentru unii dintre noi astăzi? Întoarcerea autentică se vede în faptele noastre, în roadele vrednice de pocăința noastră. După cum un pom autentic aduce roade, tot așa oamenii lui Dumnezeu trebuie să aducă roade. Ce-ți motivează credința? Frica de viitor? Dorința de a fi o persoană mai bună într-o lume mai bună? Primirea acceptării familiei? Nu uita, Dumnezeu pune reformarea spirituală deasupra ritualului spiritual. Mărturisirea păcatelor și trăirea curată sunt inseparabile. Credința fără fapte este moartă.
Atenție! Cele mai dure critici aduse de Iisus sunt la adresa celor cu o religie de suprafață, de ochii lumii. Nu mai cum să scapi tu. Și textul nostru ajunge în acest punct. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? De ce a cerut Domnul Iisus botezul lui Ioan? Botezul lui Ioan era botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Domnul Iisus nu avea păcat, nu avea de ce să se boteze în vederea iertării păcatelor. Atunci de ce totuși o face? Ascultați răspunsul lui Iisus. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Dar ce să însemne aceste cuvinte? De ce? De ce Domnul Iisus cere să fie botezat cu botezul pentru iertarea păcatelor? Câteva răspunsuri. 1. Iisus, ca și reprezentant, ca și cel ce urma să preia păcatul omenirii asupra lui, mărturisea păcatul întregii națiuni, întregii omeniri, după cum făcuse și Moise, Ezra, Daniel. Apoi, în al doilea rând, cerând acest botez, își arăta sprijinul pentru lucrarea lui Ioan, valida în lucrarea acestuia în mijlocul poporului, dând poporului un exemplu de urmat. Un al treilea răspuns posibil, se identifica cu umanitatea noastră, arătându-și sprijinul pentru toți aceia care s-au pocăit de faptele lor. Un al patrulea posibil răspuns de ce primește acest botez. Își inaugura lucrarea publică de iertare a păcatelor. Sau un al cincilea posibil răspuns. Ridica botezul lui Ioan o umbră actului pocăinței spre iertarea păcatelor la nivelul realității spirituale a iertării păcatelor. În alt fel, el spune ceva de felul acesta. Da, voi v-ați arătat dorința și disponibilitatea sufletească de a fi curățiți de păcatele voastre prin actul simbolic al botezului, dar acum fiți foarte atenți. Adevărata curățire a păcatelor voastre nu o face apa din râul Iordan, ci eu, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cum îl numește Ioan. Moartea mea ispășitoare este aceea în baza căreia păcatele voastre pot fi iertate. Apostolul Ioan clarifică acest adevăr în Evanghelia lui, relatând următoarea declarație a lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ca și parte aplicativă, aș vrea să afirm că botezul Domnului Iisus nu constituie un argument în favoarea botezului nou testamentar. Deseori auzim argumentul acesta, trebuie să ne botezăm pentru că și Domnul Iisus ne-a dat un astfel de exemplu botezându-se. Să fim foarte atenți, botezul experimentat de Domnul Iisus nu este identic cu botezul creștin practicat în bisericile creștine, poruncit de Domnul Iisus. De unde știm asta? Din faptul că Pavel îi rebotează pe ucenicii lui Ioan pe care îi întâlnește în Efes. Citiți în Fapte 19. Deci botezul Domnului Iisus nu constituie un argument în favoarea botezului nou testamentar. Există alte argumente în favoarea acestuia din urmă. Orice botez practicat chiar și în zilele noastre, în diferite culturi, chiar și a noastră, nu este valid din punct de vedere spiritual atâta vreme cât nu corespunde cerințelor învățăturii Domnului Iisus și apostolilor. Nu că un alt fel de botez ar fi o greșeală fatală, nu, ci doar spun că este insuficient. O altă linie aplicativă a modului Domnului Iisus de a răspunde lui Ioan ar putea fi următoarea. Deși Domnul Iisus nu avea nevoie de botezul lui Ioan, el totuși o face de dragul de a împlini ceea ce trebuie împlinit. Oare uneori în viață nu ne lovim și noi de cerințe față de care știm că nu avem obligația de a le împlini, dar pentru un bine mai mare, de dragul altora, ar trebui să alegem să le împlinim.
Oare vorbește cuiva ceva această aplicație astăzi? Poate unor ne încrâncenăm să refuzăm să ne supunem unui lucru, a unei cerințe, producând mai multă tulburare și supărare decât pace. Domnul Iisus a lăsat de la sine. El care nu avea nevoie de botezul lui Ioan, a ales să-l facă pentru un bine mai mare, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Oare Duhul Sfânt are ceva de spus cuiva astăzi? Și istoria noastră continuă. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind spre el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Iată unul din puținele pasaje și argumente biblice în favoarea misterioasei doctrine creștine a Trinității. Dumnezeul triunic, trei persoane, dar una în esență. Dumnezeu este unul, dar totodată trei persoane. Tatăl vorbește, Fiul acționează, Duhul se așează peste Fiul. Apoi, la o citire atentă, se pare că doar Ioan a văzut și a auzit această scenă. Textele paralele din Marcu și Ioan sunt chiar mai specifice, dacă le consultăm. Vedenia aceasta era pentru Ioan, botezătorul, pentru confirmarea credinței lui. O lecție de viață de aici? Cel care ascultă de chemarea lui Dumnezeu va avea parte și de arătarea celui care l-a chemat. Cel care își duce viața cu urechile ciulite va auzi vorbirea lui Dumnezeu la momentul potrivit. Cel care caută să-L cunoască, să-L descopere pe Dumnezeu, va primi și confirmarea descoperirii sale. Dumnezeu îi se va revela în diferite forme. În concluzie, poate că, asemenea lui Ioan Botezătorul, ești o priveliște neobișnuită pentru cei din jurul tău, spiritual vorbind. Nu-i nimic, așa și trebuie. Oricine se potrivește chipului veacului acestuia nu va avea parte de veacul viitor, viața în prezența lui Dumnezeu. Ioan a avut o misiune clară, foarte focalizată, să cheme poporul la pocăință spre iertarea păcatelor, să pregătească căile Domnului, să ușureze terenul pentru primirea Domnului Iisus. Misiunea lui Ioan a fost una de scurtă durată. A trăit vreo 30 de ani ca să facă un singur lucru pentru mai puțin de un an. Atât. Ce învăț de aici? Ce putem învăța de aici? Lungimea sau complexitatea chemării lui Dumnezeu pentru tine nu are nici o relevanță. Împlinirea ei are întreaga greutate. Poate că Dumnezeu te-a chemat la a pregăti calea Domnului Iisus pentru oamenii cu care intri în contact. Atât. Fă-o. Dumnezeu te poate folosi în moduri inimaginabile dacă îți arăți, nu doar declari, disponibilitatea. A face ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine este cea mai profitabilă investiție a vieții. Pentru că viața nu constă din numărul de respirații, ci din numărul momentelor care îți taie respirația în umblarea credinței.